Țigara nestinsă l-a băgat în pământ. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 73 de ani din satul Ciorna, raionul Rezina. Victima a fost găsită carbonizată în propria locuință de către echipa de pompieri, care a fost alertată de vecini. Potrivit salvatorilor, bărbatul ar fi consumat alcool și a adormit cu țigara aprinsă. Села Чорне поступил звонок, що по селі Чорне горить дом. Сотрудники пожарной части выехали на тушение пожара. При тушении пожара было обнаружено тело, мертвое тело хозяина дома. Причина пожара – курение в нетрезвом состоянии в доме, к чему привело к пожару. Vecinii spun că bărbatul locuia de unul singur și deseori consuma băuturi tari. De la începutul acestui an, în raionul Rezina s-au produs 5 incendii, dintre care unul s-a soldat cu deces. Ina Komarovski, Vyacheslav Pistrui, fiți la curent, Rezina.